De luni, mehedințenii se pot autorecenza pe site-ul Direcției de Statistică Mehedinți. Aceasta se poate face pe orice dispozitiv care are acces la internet, fie că este vorba de telefon sau calculator. Persoanele care nu se vor autorecenza vor fi intervievate de către recenzori acasă. Autorecenzarea va începe din data de 14 martie și în județul Mehedinți. Aceasta înseamnă că trebuie să intrăm pe site-ul Direcției de Statistică Mehedinți, unde vom completa un formular cu datele personale. Chestionarul poate fi completat atât pe telefon, cât și pe calculator. Din 14 martie 2022 începe autorecenzare, etapa a recensământului populației și locuințelor, eveniment național ce se desfășoară o dată la 10 ani. Vă rugăm să participați în perioada 14 martie-15 mai 2022 la această etapă, completând online de pe orice telefon inteligent, tabletă sau calculator cu acces la internet, chestionarul pentru autorecenzare disponibil pe www.recensamentromania.ro. Autorecenzarea se poate realiza și cu ajutorul unor recenzori în centre organizate. Din data de 14 martie, cetățenii din județul Mehedinți se pot autorecenza pe site-ul Direcției Județene de Statistică Mehedinți. Aici vor găsi toți pașii necesari pentru a parcurge autorecenzarea. Cei care nu se descurcă și nu se pot autorecenza pot găsi recenzori care îi vor ajuta la autorecenzare în centrele atât din Drobeta, Turnul Severin, cât și din județul Mehedinți. Pentru ca totul să se desfășoare în ordine, se vor organiza centre de autorecenzare asistată la nivelul fiecărei primării. În situația în care doriți să fiți sprijiniți în această acțiune sau nu dispuneți de tehnica necesară, vă rugăm să vă prezentați la punctele de autorecenzare asistate organizate special pentru dumneavoastră. La această dată sunt stabilite la nivelul județului în fiecare oate câte 1, 2 sau mai multe puncte de autorecenzare ce vor fi disponibile pe site-ul instituției Direcției Județene de Statistică, pe site-ul fiecărei primării, la poarta sediu, la sediu fiecărei primării, la sediu Direcției Județene de Statistică, cât și la instituția prefectului. În cazul în care mehedințenii nu se vor autorecenza în perioada 16 mai-17 iulie, se va organiza colectarea datelor de către recenzori prin interviuri față în față.